O prietenie complicată. Disciplina. Dezvoltare personală. O resursă pentru clasa a doua. Astăzi vom vorbi despre relațiile de prietenie dintr-un grup de copii. De obicei, atunci când ne gândim la relația de prietenie pe care o avem cu cineva, ne vin în minte cuvinte precum: bucurie pentru că împreună ne jucăm. Încredere pentru că ne povestim mici secrete. Ajutor, pentru că prietenii își sar în ajutor atunci când e nevoie. Uneori însă, o relație de prietenie poate aduce tristețe, neînțelegere sau chiar ceartă. Cinci copii de clasa întâi, prieteni buni, au fost aleși să reprezinte clasa la un concurs despre protejarea mediului, Prietena mea, natura. Copiii trebuie să se gândească ce pot face pentru ca localitatea lor să fie mai curată și mai frumoasă. Ana iubește foarte mult natura. Participă la acțiuni de ecologizare, adică de curățenie a mediului. A câștigat chiar și un premiu pentru o acțiune de împădurire la care a participat împreună cu părinții. Și ea face parte din grupul copilor aleși să reprezinte clasa, dar nu a ajuns la prima zi de pregătire. Mama a avut nevoie de ea acasă să o ajute cu frații mai mici. Maria este responsabilă a grupului. E studioasă și serioasă. Când Ana a venit la pregătire în ziua următoare, Maria i-a spus hotărât: Nu ai participat la pregătire până acum. Nu te mai primim în echipă pleacă! Stai, ascultă-mă, nu mă exclude din grup, te rog! Ana încercă să explice, dar nimeni nu a ascultat-o. Ceilalți copii s-au reîntâlnit după ore la pregătirea pentru concurs. Maria le-a spus, am exclus-o pe Ana din grup, nu avem nevoie de ea, pentru că a lipsit de la pregătirea din ziua anterioară. Aceasta a fost motivația. Ceilalți copii nu au spus nimic și au continuat să se pregătească pentru concurs. Este timpul să ne gândim fiecare, să discutăm împreună și să stabilim o concluzie. Mai întâi să ne gândim cum se simte Ana pentru că a fost exclusă din echipa care reprezenta clasa la concurs. Voi cum credeți că se simte Ana? După ce s-a gândit fiecare, este timpul să discutăm și să stabilim împreună. Ana se simte tristă, nedreptățită. Voi la ce altceva v-ați mai gândit? Este foarte posibil să se simtă așa cum ați identificat voi. A doua întrebare la care ne gândim fiecare, discutăm împreună și stabilim o concluzie, este următoarea. Consider corectă decizia Mariei? De ce crezi că a procedat așa? După ce s-a gândit fiecare, este timpul să discutăm și să stabilim cum a procedat Maria. Maria a procedat corect pentru că nu trebuie să lipsești de la pregătire sau greșit pentru că absența Anei a fost motivată. Voi ce răspuns ați ales? Și cu ce argumente? A treia întrebare, la care ne gândim fiecare, discutăm împreună și stabilim o concluzie, este: Crezi că pe Maria a interesat-o cum se va simți Ana? Atunci când ești prieten cu cineva, te gândești cum se simte acesta? Vă propun să discutați și altă întrebare. De ce niciun alt copil din grup nu o ajută pe Ana? Oare toți gândeau la fel ca Maria, deși nu au discutat această situație? Sau se temeau să o contrazică pe Maria, care era responsabilă a grupului? Voi ce credeți? Din experiența voastră, discutați și stabiliți care este rolul colegilor într-o echipă. Iată și alte întrebări la care vă puteți gândi pentru a discuta cu tot grupul. Dacă tu ai fi în locul Anei, cum ai proceda? Cum ai fi procedat în locul Mariei? Iată și alte întrebări la care vă puteți gândi împreună cu tot grupul. Cine ar trebui să încerce să rezolve problema? Crezi că un adult ar putea fi de ajutor într-o situație ca aceasta? Cine ar fi acesta? Ultima întrebare poate fi: Ce putem învăța dintr-o astfel de situație? Ca să răspundeți la această întrebare, vă puteți gândi la grupul vostru de prieteni. Luați în considerare faptul că prietenia e posibilă doar între oameni buni. Am văzut că ne putem răni ușor, dar dacă suntem buni unii cu alții, toți avem de câștigat. De asemenea, Prietenia înseamnă să fii alături de prieten, nu când are dreptate, ci mai ales atunci când greșește. Dacă ești un prieten adevărat, îi spui prietenului tău când acesta greșește. Voi ce altceva ați mai învățat?